Boala de reflux gastroesofagian este una dintre cele mai frecvente tulburări gastrointestinale cu o prevalență crescută în rândul populației din Europa de Sud-Est. Stilul de viață alert, stresul, alimentația sunt factori care au dus la o creștere a numărului de cazuri de BRG, cum este denumită pe scurt boala de reflux gastroesofagian. Asistent universitar dr. Mihaiță Pătrășescu este medic primar gastroenterolog, dar și medic primar alergolog și în practica sa de zi cu zi la Spitalul Militar Central din Capitală vede pacienți cu boală de reflux gastroesofagian a efectuat până acum mii de endoscopii digestive diagnostice și terapeutice, motiv pentru care îl invit să discutăm mai mult despre fenomenul BRG în România. În primul rând, putem spune că este un fenomen, da sau nu? Da, este o problemă de sănătate de importanță de masă. Și, în mare parte, este rezultatul unui stil de viață, hai să zicem, un stil de viață de tip occidental, în care dieta joacă rolul prevalent, dar și obezitatea. Ambele fiind probleme, și dieta nesănătoasă, și obezitatea fiind probleme de largă răspândire în întreaga, întreaga Europa, deci și la noi, în, în țară. acum obezitatea este o problemă. Este o boală supradiagnosticată sau subdiagnosticată în România? Ok, acum simptomele bolii de reflux gastroesofagian sunt destul de des întâlnite, numai că diagnosticul de boală de reflux, adică de suferință care să se încadreze în, în criteriile de diagnostic a unei, unei, unei boli, criteriile sunt, sunt puțin mai, 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 mai riguroase. Uh, refluxul se Boala de reflux se, se manifestă deosebit prin pirozi, spunem noi, adică prin o aciditate, o senzație de arsură la nivelul coșului pieptului, de cel mai multe ori când în spatele sternului spre, spre baza gâtului. Însoțită uneori de greață, vărsături și de senzație că alimentele refluează. Bine, simptomele astea nu sunt în mod propriu o boală, decât dacă ele capătă caracter, un caracter sever și sunt prez, prezente frecvent. Citisem de curând un studiu făcut în America și dar, cred că se poate aplica foarte bine și pentru Europa Europa noastră, și anume că uh, simptomul principal al bolii de reflux gastroesofagene, adică arsura, este prezent la aproximativ 15% din, din populația generală o dată pe lună. Aici nu este o boală de reflux. La aproximativ 10%, cam care este prevalența bolii de reflux gastroesofagian la noi și în, și în America, aceste simptome sunt mai frecvente de două ori pe săptămână. Prin urmare, cât de frecvente sunt simptomele bolii de reflux, spune dacă ne aflăm în fața unei boli sau ne aflăm în fața unei, uh, unor manifestări care sunt, uh, pot să fie fiziologice. Cine diagnostichează? Medicul de familie? Se ajunge la gastroenterolog? Ok. Probabil, probabil că medicul de familie trebuie să joace un rol important în ridicarea suspiciunii de boală. Deci de boală mai mult decât niște simptome deranjante, ci de ceva care, care necesită un tratament. Și mai departe, gastroenterologul trebuie să spună cuvântul. Pentru că boala de refuz gastroesofagian poate să evolueze cu uh, un tablou clinic uh, rezolvabil la nivelul medicului de familie sau nu? sau boala de refuz gastroesofagian poate să ascundă boli mai severe. Denumirea de boală de refuz gastroesofagian ascunde în spate mai multe tipuri de, 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 de patologii, de la esofagita de reflux până la esofagul baret, hernia gastrică transiatară, probleme de care sufă gastroenterologul. Deci, în mod normal, ar trebui ca medicul de familie, dacă are suspiciunea că nu este doar o boală de refuz gastroesofagian ușoară, să trimite la gastroenterolog. De obicei, lucrul acesta este valabil pentru persoane sub 50 de ani. După vârsta de 50 de ani, tabloul clinic al unei boli de reflux gastroesofagian impune consultul gastroenterologic și eventual endoscopia digestivă, pentru că poate să ascundă o patologie mai severă. Ați vorbit de endoscopie digestivă, da. teama multor români poate de asta și fug de gastroenterolog când este necesară endoscopia digestivă pentru a pune diagnosticul. Da. Endoscopia digestivă este necesară atunci când tratamentul pentru boala de refuz gastroesofagian, și o să revenim puțin mai târziu pe, pe subiectul ăsta, când tratamentul este ineficient. Asta e prima, ar fi prima indicație. Apoi, când simptomele apar după 150 de ani, pentru că simptomele acestei boli de refuz după 150 de ani, pot să ascundă o boală mai gravă, chiar o boală oncologică, un cancer, să, 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 să spunem, un cancer digestiv. Uh, și de asemenea este indicată endoscopia în boala de reflux gastroesofagian dacă apar simptome de alarmă. Simptome de alarmă cum ar fi, spre exemplu, hematemeza sau vărsătura cu sânge sau uh, o dinofagia, durere la înghițit este un simptom de alarmă sau pacientul adă cu boala de reflux clinic simptomatică scade în greutate, semnificativ. Trebuie să ducă la, 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 la medicul gastroenterolog pentru că endoscopia digestivă se, se impune. Iar endoscopia lămurește situația? Da. Deci endoscopia lămurește situația atunci când sunt leziuni diagnosticate, cum ar fi esofagită de reflux sau hernia gastrică transiatală, dar o mare parte din, din, pacienții cu boală de reflux gastroesofagian au o formă de, de, de suferință fără modificări endoscopice. Fără modificări endoscopice, Însemnând că probabil că este vorba de o hipersecreție gastric acidă care refluează în, în, în esofag și determină niște simptome nu suficient de, 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 de grave, dar foarte deranjante și care și ele necesită un tratament. Avem tratamente suficiente și eficiente pentru BRG? Da. Acum, tratamentele depind, depind de cauza bolii de reflux gastroesofagian. Spre exemplu, dacă ne aflăm în fața. În fața unei hernii gastrice transiatale, adică acea situație în care stomacul herniază din abdomen o parte din el în torace, e bine, în această situație, dacă hernia este mare, este necesară o intervenție chirurgicală. O intervenție chirurgicală care se poate face la paroscopie și care poate să rezolve hernia și implicit boala de refuz gastroesofagian. Pentru alte, pentru alte situații există tratamentul, tratamentul pe care îl recomandă gastroenterologul și care începe evident cu niște recomandări de dietă după care tratamentul medicamentos. Recomandările de dietă vizează, vizează corectarea problemelor uh, defectelor de stil, stil de viață de tip occidental, adică mesele să nu mai fie abundente, să nu mai fie bogate în grăsimi, să nu mai fie bogate în cafea sau alcool și evident scăderea ponderală. Obezitatea, am spus și anterior, este un factor de risc important pentru boala de reflux gastroesofagian. Și după ce se corectează aceste probleme de, care țin de dietă și de stilul de viață, este necesar și un tratament medicamentos. Și există tratamente medicamentoase eficiente, multe din ele se găsesc ca și OTC-uri, medicamente care sunt accesibile și fără, fără rețetă. Boala de refuz gastroesofagean poate să ascundă boli grave, asta am spus anterior. Și pacientul, dacă se automedichează, e posibil să se automedicheze cu dozele incorrecte, perioada de timp incorrectă și să mascheze niște simptome mai grave prin tratamentul luat după ureche. Simptome mai grave care, dacă ar fi diagnosticate corespunzător la un medic gastroenterolog, ar putea să, să indice și un tratament corect și să ducă la vindecarea, vindecarea bolii. În măsura în care pacienții se automedichează, evident că ei își asumă și riscul efectelor adverse în unei medicații incorrect administrate. Prin urmare, părerea mea este că Înainte de a începe un tratament, având conștiința faptului că orice om este medicul lui, ar face bine orice om să sune medicul de familie. Măcar acest gest cred că, cred că este, este, este de, de recomandat. Și pom, mai departe, medicul de familie să decide dacă este nevoie de, de referit pacientul către, către gastroenterolog. În ce proporție este vindecabilă această boală? În funcție de cauzele bolii de reflux gastroesofagian, boala de reflux se poate, se poate vindeca 100%. Depinde poate de și cauze. recidiva? Poate și recidiva, pentru că fiind o boală legată de stilul de viață, tocmai am făcut precizarea asta, pacienții, după ce se vor simți bine, cu o dietă corespunzătoare și un corespunzător, se vor gândi că sunt nemuritori. Și gândiți că sunt nemuritori, reiau vechile obiceiuri, care evident, față de... Fa -ă, față de, de o persoană nemuritoare nu vor avea uh, efectele adverse anterioare.